Liberalii au depus deja la secretariatul Camerei Deputaților trei proiecte de lege. Acestea sunt prioritare pentru liberali în această sesiune și prevăd schimbări în ceea ce îi privește pe tinerii care vor să studieze în afara țării, dar și pe asistații sociali. Planuri mari au și pentru cei care lucrează la privat, care pot beneficia de al 13-lea salariu. Una dintre inițiativele legislative ale liberalilor prevede schimbarea legii 416. Este vorba despre modificarea legii venitului minim garantat. Această inițiativă legislativă face referire la faptul că în situația în care o persoană care este beneficiară al legii 416 refuză un singur loc de muncă, nu va mai putea fi beneficiarul acestei legi. O altă prioritate a liberalilor prevede ca și angajații de la privat să poată primi un al 13-lea salariu, ce poate fi stabilit în procent de 20% din impozitul datorat statului de firma la care lucrează. Acest lucru este lăsat la latitudinea patronilor, neavând statutul de obligativitate. O altă inițiativă definită prioritate a Partidului Național Liberal este inițiativa depusă de parlamentarii PNL, prin care firmele private pot să ofere angajaților lor al 13-lea salariu în cuantum de maximum 20% din impozitul pe care îl datorează statul. Dacă dumneavoastră sunteți un antreprenor și aveți o firmă, puteți la sfârșitul anului, din impozitul pe care îl datorați statului, în cuantum de 20%, să oferiți al 13-lea salariu angajaților dumneavoastră. Totodată, această inițiativă prevede posibilitatea ca angajatorul, antreprenorul privat, să ofere al 14-lea salariu, care de altfel este un concediu, un salariu de concediu, angajaților săi. Prioritatea absolută a liberalilor olteni în această sesiune parlamentară o constituie legea inițiată de Știrbu, cea a mecenatului, care va fi depusă în 2 săptămâni la Secretariatul Camerei Deputaților. Aceasta prevede înființarea de burse pentru tinerii care vor să studieze în străinătate.